Un oraș smart este un oraș care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănătate și educație. Pe scurt, este un oraș care folosește tehnologia pentru a îmbunătăți viața locuitorilor. Acesta este și scopul autorităților din Râmnicu-Sărat, care alături de reprezentanți ai administrațiilor publice, mediului universitar și ai companiilor private care oferă soluții inovatoare, s-au întâlnit zilele trecute la Buzău în cadrul programului Caravana Smart City, organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate. Caravana Smart City, aflată la ediția a doua, a reunit la Buzău reprezentanți ai instituțiilor publice din județul Buzău, sub coordonarea Asociației pentru Smart City și Mobilitate. În mod practic, au fost puse față în față toate proiectele de mobilitate urbană inteligentă de tip smart și au fost portate în dezbatere cu privire la direcțiile pe care administrațiile locale trebuie să le abordeze în perioada următoare. În cadrul caravanei, administrațiile locale au avut ocazia să afle și modalitățile de accesare a fondurilor de dezvoltare. Noi deja am depus câteva proiecte pentru abordarea componentei de Smart City. Este vorba despre proiectul 3.2 de mobilitate urbană, care se află în etapa de precontractare în mod efectiv. Este vorba despre proiectul de iluminat cu LED, proiectul de introducere a rețelelor de Wi-Fi. De asemenea, sunt și alte proiecte integrate pe tot ce înseamnă cartierele mărginașe. Caravana Smart City este un program național de promovare a soluțiilor și produselor Smart City realizat sub înaltul patronaj al Guvernului României și al Ministerului Energiei. Scopul noului sezon al programului este promovarea soluțiilor, produselor și proiectelor dedicate fiecărei comunități locale.